Alte 4 localități din județul Ilfov au intrat de aseară în carantină pentru 14 zile. Este vorba despre Balotești, Mogoșoaia, Snagov și Ștefănești de Jos, acolo unde rata de infectare a trecut de 6 la 1000 de locuitori. Intrarea și ieșirea din aceste localități se vor face doar cu declarație pe propria răspundere, iar autoritățile vor înăspri controlele. În acest moment, alte 18 comune și orașe din județul Ilfov se află în carantină.